Salut! Haideți să facem astăzi o tartă rapidă și mega delicioasă! Pentru început avem nevoie de un aluat de foietaj pe care îl punem pe o tavă de copt. Și am folosit o smântână grasă, cea mai grasă care am găsit-o, pe care o voi întinde pe toată suprafața aluatului. Am folosit salam chorizo, dar puteți folosi orice salam pe care îl preferați. Și apoi am tăiat rondele din niște roșii foarte dulci. Poate să fie sherry sau normale, nu contează, important este să fie dulci. Și am tăiat și o ceapă verde în rondele. După ce le-am presărat peste salam, am avut o brânză mozzarella pe care am tăiat-o în cuburi. Și o telemea sărată pe care și aceasta am tăiat-o în bucățele mai mici, astfel încât să o pot presăra cât mai ușor peste tartă. Bineînțeles că puteți folosi și orice altfel de brânză pe care o preferați, puteți pune și brânză brie, brânză cu mucegai, care vă place. Am asezonat cu sare și cu piper. Și am pretăiat feliile cu o rolă de tăiat pizza, deoarece cu aceasta mi s-a părut că funcționează mai ușor. Puteți și cu cuțitul tăia fără probleme. Am tăiat printre felile de salam, de aceea le-am și dispus simetric, astfel încât să fie mai ușor de tăiat. Am copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 25 de minute, dar puteți coace până când aluatul este copt în funcție de cuptorul pe care îl aveți. Și gata, tarta este pregătită pentru a fi servită, poate fi servită atât cald, cât și rece, este super bună și sigur o veți face de multe ori. Vă rog să vă abonați la acest canal pentru a vedea mai multe clipuri faine, dați un like, vă rog. Ciao, ciao!